De-a lungul istoriei au avut loc evenimente politice, sociale, religioase care au influențat omenirea și care au produs schimbări. Unele dintre ele se repetă cu diferite intensități, așa cum se observă în ultimii 2 ani. Un timp aparte, un timp cum noi nu am mai văzut în istoria recentă, chiar și cei mai în vârstă n-au mai văzut așa vremuri. Un timp cu provocări, un timp în care a trebuit să ne adaptăm, a trebuit să renunțăm la anumite lucruri și a trebuit să învățăm să primim chiar lucrurile împărăției într-un mod diferit. Ne apropiem de un sezon și anul acesta a dat startul acestui sezon în care albul va fi alb și negru va fi negru. Sunt diferite crize care au apărut pe plan mondial și în România le-a resimțit foarte bine și există o provocare vis-a-vis de credința noastră și cred că în anul 2021 oamenii au fost provocați să aleagă, să se țină tare de credința lor și să se încreadă în Dumnezeu. În aceste timpuri, este important pentru creștini să cerceteze Scriptura pentru a înțelege semnele vremurilor. Obviously, when you understand where we are in history, it's easy to examine what was before and what comes later. When you have no clue and it's all blurred, then how can you say this thing happened and this is just going to happen? Evanghelia și predica de pe munte sunt compuse din cuvinte pe care le putem mânca, aducându-ne aminte de imaginea din Apocalipsă a îngerului care vine cu cartea și spune apostolului Ioan, ia-o și mănânc-o. Dar asta trebuie să facem noi creștinii, să mâncăm Scriptura, să ne hrănim cu ea. Vom vedea că e dulce, chiar dacă viața în care trăim e aspră și amară de multe ori. Din punctul meu de vedere, este un an al schimbărilor de paradigmă. Oameni din toate confesiunile și-au dat seama că în situația actuală, pe plan mondial, cu pandemia și cu toate evenimentele și sociale și politice, singura soluție este numai Dumnezeu. Biblia captează atenția credincioșilor cu privire la zilele din urmă, atunci când Domnul Iisus face referire la Noe și Lot, acestea fiind repere importante pentru înțelegerea vremurilor. Domnul vorbește foarte clar că zilele de pe urmă, venirea Domnului va fi similară cu zilele lui Noe. Și mă gândesc la Noe și la vremurile lui, în care Biblia spune că oamenii s-au îndepărtat așa de mult de Dumnezeu și de fapt este acolo o sintagmă pe care o folosește Biblia, prin care spune că gândurile, întocmirile gândurilor omului erau în fiecare zi îndreptate doar spre rău. Judecata lui Dumnezeu a venit peste umanitatea pentru că umanitatea nu mai era ceea ce El a creat. Doar familia lui Noe reprezenta imaginea lui Dumnezeu așa cum a gândit-o. La Lot avem un alt aspect, o altă imagine, și anume a degradării morale. Într-o perioadă cu numeroase schimbări și într-o lume tot mai secularizată, biserica este chemată să fie relevantă și să se adapteze. Cu cât această lume va fi mai ostilă creștinismului, cu atât responsabilitatea și relevanța a ceea ce spunem și facem este mai mare. And what we must do is learn to change with that season. I have often said, and others have said it as well, that the message of Jesus Christ never changes. But it's also true that from the beginning of the church until now, while the message stays the same, the method has changed over and over and over. În primul rând trebuie să alegem să separăm lucrurile valoroase și apoi cu lucrurile valoroase îmbrățișându-le să mergem în intimitatea cu Dumnezeu.